Hei, salutare! Astăzi ne uităm la telescopul Bresser Hercules, telescop refractor. Este un telescop hobby, unul dintre cele mai ieftine de pe piață. Pe site-ul lor, bresser.de, este la 49 de euro. Bineînțeles că pentru România mai trebuie și transportul undeva la 18-20 de euro. În schimb, eu l-am găsit aici în țară mult mai ieftin, aproape la jumate de preț, la Kaufland. O să-l desfacem, să ne uităm ce are înăuntru. Și o să vă spun și părerea mea. L-am folosit, l-am desfăcut, l-am folosit. Pot să fac și review-ul. Are înăuntru două lentile oculare de 12 mm și pentru comparație, mai are una, să vedeți, de 6 mm. Da? Plastic, sticlă, lentila. E un sunt mai multe lentile aici. Nu știu exact câte. Asta nu le-am desfăcut. Se poate desface și asta. Și scoase lentilele și șterse. Este fabricat în China și ce nu mi-a plăcut de când a venit a fost prăfuit peste tot. Și în interior și între lentile. Și astea sunt încă prăfuite. Asta nu le-am desfăcut, nu mi-am bătut capul. A fost mai greu de desfăcut. Deși ele vin în cutiile astea de film din ăla vechi. Are aici o... Asta este un fel de telescop, dar mai mic, doar pentru a-ți căuta o ținta. Nu mărește o mai deloc. Dar îți arată ca și îți arată cum ai vedea prin telescopul mare. Numai că prin telescopul mare vezi mărit, dacă ar funcționa. Poate funcționează. Eu am primit acest telescop, are lentilele zgâriate. Are o lentilă care e importantă și are o zgârietură pe mijloc și imaginea nu e clară. Nu, asta e metalic, asta e plastic. Așa. Așa ne o oglindă la 45 de grade. Lumina de la stele vine pe aici și vine pe aici într-o altă piesă și apoi încă într-o piesă și apoi în ochiul nostru. Cam atât a fost în cutia asta. Și mai avem înăuntru la cutie două cutii. Instrucțiunile de montare, ele sunt aici. Oh, certificatul de garanție. Are 5 ani garanție. Asta a fost unul din motivele care m-a făcut să cumpăr acest telescop. Astea sunt instrucțiunile în mai multe limbi, bineînțeles că nu. Asta.
Sunt toate instrucțiunile care ni se dau. Cum se lărgește, extind picioarele la trepied, cum se montează telescopul pe trepied, cum se montează viewfinder-ul pe telescop, cum se montează oglinda și ocularul. Și aici cum se reglează viewfinder-ul pe timp de zi. Trebuie să ai cel puțin 300 de metri până la un azimut. Așa, cam astea sunt instrucțiunile. Un pic vagi. Trebuie să ne dăm seama și singuri. Și aici este telescopul. Telescopul arată cam așa. Aici are un capac care îți spune să nu te uiți direct în soare, că nu are filtre pentru soare. Așa arată chestia asta, este de plastic, plastic. Are un șurub aici care te ajută să desfaci, să curăți. Subul ăsta, no. Asta e plastic, are chestiile astea, două șuruburi și un filet metalic. Aici e spațiu să prinzi viewfinder-ul. Și aici are capac să nu se prăfuiască. Dar în partea asta este gol. Vedeți? Asta e gol. În partea asta. Aici se poate regla distanța de focalizare. Cam 10 cm. Este asta. O să vă arăt imediat și cum se montează, să vedem și ce e în cealaltă cutie. Bineînțeles că până acum v-ați dat seama că aici e trepiedul, dar mai are o piesă. Încă un avertisment, să nu ne uităm direct în soare, pericol de pierdere a vederii. Nu e pericol de pierdere, e garantat pierderea vederii dacă te uiți cu el în soare. Cel puțin la ochiul cu care te uiți. Acesta este trepiedul. Se deschide așa. Opa! Frumos! Și aici are niște cleme, leviere, așa, și se pot extinde picioarele. Să vedem și ce înălțime. Am o ruletă aici. Poziția mică este până la 65 de centimetri. Și asta n-am măsurat data trecută. O să văd acum cât de mult se extinde. Trebuie să l pun în afara cadrului ca să-l măsur. E destul de mare. Și înălțimea aproape se dublează, până la 120 de centimetri. Ok, o să vă arăt imediat și cum se montează pe trepied. Și ultima piesă care vine blocată la ambele capete pentru praf. Se scoate capacul ăsta și se montează un ocular. Asta se montează
pe oglindă. Nu. Să începem să-l montăm. Luăm telescopul, luăm oglinda, se pune aici. Deci oglinda se pune aici și se strânge șurubelul ăsta, care sunt în plastic și unele din ele deja filetul nu ține și e nou. E nou, credeți-mă. Eu nu sunt mulțumit de el. Poate sunt bune, nu zic. Dar modelul care l-am primit nu merită nici banii ăștia puțin care i-am dat pe el. Ei spun la ăsta riser sau ridicător. Se poate desface de la mijloc și are chestia asta. La mine chestia asta e zgâriată. Este pe interior zgâriată, nici măcar pe din afară. Asta nu se poate scoate și este prăfuită înăuntru. A fost după ce e montată, e lipită. Nu, și scrie pe el că e fabricat în China. Riserul se pune în oglindă. Deja șurubul ăsta nu ține și mă enervează. Și aici se montează una din oculare. Le vedem. Și cam asta e montajul. Și mai avem de pus ăsta. Are aici două șurubele. Să desfac piulițele. Se pune în poziția în care trebuie, nu invers. Așa, scrie aici China. Pe asta, mai pe toate chestiile, e ștanțat China. Opa! Și cam acesta este telescopul Bresser Hercules. Yep. Nu se focusează prea multă lumină. Tic, 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 tic. Strălucește. Scrie în germană acolo chestii tehnice, ca să zicem că e fabricat în Germania. O să îl și montez imediat. Deci am montat un pic camera ca să intre în unghi telescopul și trepiedul. Deci, telescopul are mișcarea asta, telescopul, trepiedul, are montaj azimutal. Se montează așa. Nu, și acum îl poți da unde vrei. Se poate da în orice poziție. Puncte pro. Am putut să văd planeta Venus la fel de mare cum este Luna aici și Luna mult mai mare. Dar nu clar. Lentila fiind zgâriată din fabrică și fiind plin de praf. Așa l-am primit. Am încercat să îl curăț, că e, din fericire, e făcut să se poată desface ușor. O mare parte din lentile le poți desface ușor. Ocularele nu le poți desface ușor.
Alt punct pro este prețul, foarte mic. Dacă nu ar fi fost lentilele zgâriate, poate l-aș fi păstrat. Cu siguranță l-aș fi păstrat dacă aș fi văzut clar. Așa cum arată aici pe cutie pozele acestea, eu așa am crezut că o să văd cu el. Dar nu se vede clar. Puncte contra, montura se mișcă foarte sacadat. Alunecă foarte greu, cu toate că desfac la maxim, are trepte. Și când cauți o țintă foarte mică sus pe cel, de multe ori chestia asta, mișcarea asta sacadată te face să sari peste și nu mai găsești. Da, asta e nașpa. Al doilea punct, picioarele. Plastic, pare. Și alunecă. Alunecă așa ușor. Alunecă foarte ușor. Și când vrei să-l muți, se mută trepiedul cu totul. Decât să mut montura, trebuie să-l țin. Alt punct nașpa, chestiile astea aici, șuruburile astea, sunt înfiletate în plastic. Deși e nou, nu ține. Nu a ținut. Asta ține oarecum, asta nu ține deloc. Asta ține bine. Vă mulțumesc pentru vizualizare și vă urez o zi bună.